Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi facem brioșe cu ciocolată și cireșe din sirop sau dulceață. Cum faci așa într-un vas? Eu am să fac doar dintr-un singur ou. Ies două dintr-un ou. Ia uitați, facem puțin, puțin, puțin. Și vom avea nevoie de un ou. Am să le dau deoparte. Așa. Vom avea nevoie de un ou. Deci fără tel, fără mixer, fără, o să facem doar cu telul. De un ou. Apoi vom avea nevoie de, să mi le aduc aici, de 75 de zahăr. Un praf de sare. 60 de ulei. 125 de lapte. 150 de grame de făină. Grame de praf de copt. Și aici am un pic de vanilină. Și o să punem și această vanilină, am să o pun aici în sau vanilie, coajă de lămâie ce aveți. Eu pun vanilină cumpărată aici în Italia. Așa. Și apoi vom avea nevoie de cireșe în sirop. Aici am cireșele, să vedeți. Să fim atenți și la pizza. Vedeți? Cu cireșele din sirop. Și ciocolată. Puteți face și simplu. Sau puteți face în două culori, jumătate cu cacao și faceți așa. Și am să dau deoparte. Și acum o să punem aici, într-un vas micuț. O să avem nevoie de un tel. Și o să punem oul. Cu zahărul. Așa. Cu praf de sare. Deci cu un praf de sare și amestecăm puțin. Important e zahărul să fie topit, 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 topit. Și să vedeți cum o să crească. Așa. Și amestecăm așa încet. Așa, cât se topește zahărul, ne uităm și la pizza. Să vedem că se face imediat. Încă puțin, încă puțin. Apoi am să dau la viteză mare ca să vedeți cum a crescut. Am să pun în video. Așa. O să adăugăm și vanilia sau vanilina sau coaja de lămâie, de portocală, ce aveți. Esență de rom. Așa, și punem așa aici. Și amestecăm încet, încet, așa. Adăugăm și uleiul. Deci o să controlăm cu degețelul în interior și dacă nu se simte zahărul, atunci este gata. Putem adăuga făina și praful de copt și punem în forme. O să le ungem cu puțin ulei și cu puțină făină. Așa, și acum amestecăm până se topește zahărul. O să adăugăm și laptele imediat. O să pun și laptele. Tot așa. Să dau așa totul deoparte. Așa. Așa, am să las puțin
și să se mai topească zahărul și o să tapetăm aceste forme, vedeți? Cu puțin ulei și cu făină. Ia uitați cum au crescut. Acestea or să fie. Vedeți? S-au răcit. Eu le-am făcut mai devreme. Am încercat să vedem cum, să văd cum vin, să și le arăt. Așa. Și acum o să punem puțin ulei. O să pun așa puțin ulei și aici, și aici. Și acum o să întindem așa cu un pensonaj peste tot. Și tapetăm și cu făinuță. Așa. O să punem puțină făină. Așa. Și acum le batem așa, într-o parte și în alta. Să se ducă peste tot. Așa, și acum am să le bat așa bine. Uitați, așa arată. O să bat și pe aceasta aici în rivetă. Și formele noastre sunt gata. Le dau deoparte. Încă nu este gata zahărul, mai amestecăm puțin. Aveți răbdare, 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 să se topească zahărul. Așa. Așa. Și o să adăugăm și făina cu praful de copt. Așa. Amestecăm așa încet. Adăugăm și restul de făină. Amestecăm așa bine. Și imediat punem la cuptor și acestea le punem la 180 de grade. Aceste brioșe, să spunem așa, brioșe uriașe cu ciocolată în interior și cu cireșe, puteți pune și dulceață și rahat, puteți pune dacă vă place și fructe uscate și prune uscate și caise și alune și nuci. Acum amestecăm bine, așa, bine aici să nu avem cocoloașe. Vedeți, aluatul este destul de subțire. Așa. Deci avem compoziția noastră pentru brioșe, ia uitați, brioșe uriașe. Așa, am făcut mai devreme două, acum le facem împreună, ia uitați-le, cât au crescut în formă. Și am tapetat, vedeți formele, așa sunt. Nu vreți să crească așa de mult, puneți, eu am umplut chiar până sus și au crescut, puneți mai jos. Și după aceea le puteți și întoarce și unde ați pus ciocolata în interior, puteți pune ciocolata aici deasupra, o să o punem imediat. Și unde am pus, ia uitați ce frumoase sunt, unde am pus cireșele, o să punem câte o cireașă și un pic de sirop. Controlați zahărul să fie topit la această compoziție. Ca la orice fel de dulce faceți cu zahăr, trebuie să fie topit ca să vă reușească. Că zahărul este greu și trage în jos.
Așa. Și amestecăm așa bine. Și acum vom pune în aceste forme. Aici am ciocolată, am să o tai bucățele. Și aici am cireșele. Și voi pune și într-o parte și în cealaltă. Așa. Și acum să punem ciocolată, o putem rupe bucăți mai mari sau o tăiem cu, vedeți? O tăiem cu cuțitașul mărunțe. Iam să o rup așa. Bucăți mai mari. Așa. Le băgăm așa în interior. Aici vom pune cireșe. Și o să luăm din de aici câte o cireașă și o punem în interior. Așa. Puneam să pun și puțin sirop. Așa. Și acum le băgăm în interior, așa. Și le dăm la cuptor. Tot așa am să-mi pun camera să vedem cum cresc. La 180 de grade, circa 20-25 de minute durează. De aceea le-am făcut înainte ca să nu vă țin. Și o să le tăiem pe cele făcute și o să le punem și ciocolata deasupra și cireșe din cu sirop. Și dăm la cuptor. Așa, să trag puțin. Ia uitați cum au crescut. Vedeți? Așa. Și să le punem așa pe o farfurie. Le puteți lăsa și așa. Sau le puteți și întoarce. Tăiați partea de jos. Și ca să stea în picioare. Și într-o parte punem ciocolată și într-o parte punem... Ia să și tăiem. Așa. Vedeți? Așa. Și într-o parte o să punem. Aceasta este cea cu sirop. Și aceasta este cea cu ciocolată. Vedeți cum arată cu ciocolată în interior? Așa. Și acestea le punem așa pe platou. O să dau deoparte. Așa. Așa, și am spus că aceasta este cu sirop. Și cea cu sirop o să punem câte o cireșică aici în mijloc. Una, două, trei. Așa. Și punem așa puțin sirop. Așa.
Și cea cu ciocolată, o să tăpim puțină ciocolată și o să punem, o să pun la microunde. Lăsăm un minuțel. Ia să le pun pe fiecare pe farfurie. Așa. Mai bine așa. Și acum putem pune și sirop peste aici. Și dulceață puteți pune. Și aici o să punem ciocolată. Camera, camera. Așa, imediat. O să ne și jucăm puțin. Aici avem floricele, floricele din zahăr. O să punem pe cea cu ciocolată. Ia să vedem, am topit ciocolata. Așa. Vedeți? S-a topit. Și acum o să punem ciocolata aici peste. O să pun puțin și în mijloc. Și apoi o să punem așa. Și acum o să decorăm cu floricele. Dacă doriți să le decorați, dacă nu, le lăsați așa. Așa. Și acestea sunt brioșele uriașe. Și putem pune și pe acestea, dacă dorim, sirop și ciocolată. O să vedem cât mi-a rămas aici. Vedem care e cu ciocolată. Cea cu ciocolată și cea cu sirop. Am să mai topesc puțină. Așa. Punem tot așa două floricele. Și aici cu sirop, puțin sirop. Ia uitați. Sau le puteți lăsa pur și simplu cum le-ați copt. Acestea sunt rețetele de astăzi. Brioșe cu ciocolată. Ia uitați, simple și cu... Să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă încercați rețetele mele, să-mi spuneți dacă vă plac. Vă pup, o zi frumoasă și multă sănătate. Ne vedem mâine, mâine dimineață, să facem alte rețete. Vă pup, o zi frumoasă. La revedere. Pupici.